Într-un sezon în care Gloria și-a propus clasarea pe unul dintre primele șase locuri, noul tehnician a enumerat deja câteva echipe care vor concura pentru acest obiectiv cu gruparea din Crâng. Pe lângă obiectivul stabilit de comun acord cu clubul, Iliesta și-a propus și un fotbal frumos care să readucă la stadion spectatorii. Toate echipele acum, majoritatea echipelor de Liga 2, când sunt întrebați antrenori sau conducători, vor toți promovarea. Sunt vreo 12 echipe care vor promovarea. Da? Și sunt echipe, într-adevăr, cu ce-am citit așa, cu un buget foarte mare. Și aici începem cu Rapid, 2.500.000, am înțeles, UTA Arad, 1.800.000, Faro Constanța, să vedem ce se întâmplă acum între Ucruș și Petrolul la baraj, deci dacă reușește cine să ajungă la baraj, Mioveni, care din nou sunt acolo și ei, am spus de Pitești, nu? Cine pică, echipele din Pitești, deci o să fie un campionat interesant și cu cât este mai interesant, cu atât este mai frumos. Numele grele ale echipelor cu tradiție prezente în Liga a doua, spune Ilie Stan, vor constitui o motivație în plus atât pentru banca tehnică, dar și pentru jucători. Atuul Gloriei în duelul cu Granzi eșalonului secund va fi constituit de stabilitatea financiară. De altfel, a mai declarat tehnicianul buzoian, celelalte două promovări pe care le-a reușit, cu Gloria în 2007 și cu Brănești în 2010, s-au realizat în condiții mult mai precare. Este cel mai interesant sezon pentru și în ultimul rând, uitați-vă antrenorii care sunt la Liga 2. Din punctul meu de vedere, cred că aici lucrurile sunt mult mai pozitive. În sensul că sunt 20 de echipe, există o echipă și un club care în momentul de față Gloria Buzău, unde exact ce spuneam mai devreme, de această stabilitate financiară, că este foarte greu, foarte ușor să lucrezi cu jucători în momentul când sunt plătiți la timp, atunci poți să le ceri și trebuie să dea la ceea ce le oferi. Și cred eu că și aceste echipe cu tradiție care sunt implicate în cele 20 de echipe, în această serie, pot da mai mult entuziasm și mai multă dorință și determinare. Fostul internațional român a mai promis și un fotbal atractiv care să readucă microbiștii pe arena din Crâng.